Al centenarului, l-am invitat și ne bucurăm că
răspuns invitației noastre pe Părintele Bogdan Căniță, producător la TV Trinitas, care are un proiect despre care va vorbi în acest context și care a realizat și a venit și de data aceasta, aducând în mijlocul nostru, un DVD tematic specific anului centenar dedicat sau dominat Făcătorilor Mare Unii. Mă bucur că iată în 2 ani consecutiv vin amândoi invitații la exact un an distanță, în aceeași formulă, evocând anul trecut Părintele Profesor Vasile Gorlă pe Părintele Constantin Voicescu, iar Părintele Bogdan Căniță pe mărturisitorii din închisorile comuniste. Iar anul acesta Părintele Profesor Vasile Gorlă pe Părintele Constantin, care e și pe Părintele Bordașiu, iar Părintele Bogdan Căniță pe Făuritorii Mare Unii. Putem spune că deja sunt colegi, parteneri în acest eveniment, în această seară bucuricească, cei doi, fiindcă de acum, iată, fac o tradiție în acest sens. Mulțumim, vă mulțumim și dumneavoastră că ați sunteți aici, în mijlocul nostru. În partea a doua, deci întâi va vorbi Părintele Gorlă, apoi Părintele Bogdan Căniță, însă între cele două momente, vom vrea să dăm curs și dialogului sau dezbaterii, sau dacă vreunul dintre dumneavoastră i-ați cunoscut pe cei doi, pe unul dintre cei doi, sau poate chiar pe acum doi, părinții Constantin Galeu și Nicolae Bordașin, și vreți să vă spuneți ceva, să aduceți o mărturie în plus sau o completare, vă rog să o faceți fără nicio reținere, fără nicio rezervă. Ba chiar îl vom provoca pe domnul profesor Victor Marola, să vorbească și în urmia sa despre Părintele Constantin Galeru, fiindcă i-a fost tot așa ucenic la cursurile de doctorat și la Facultatea de Teologie. Deci, vă așteptăm și la partea de dialog și apoi, Părintele Bogdan Căniță vă va prezenta proiectul discuției sale și totodată vom avea o proiecție de film. Un fragment din filmul din DVD-ul dedicat Făuritorilor Mare Unii. Doamne ajută, bine ați venit în mijlocul nostru.